Handbalistele Clubului Sportiv Municipal au mai obținut un succes în actuala ediție de campionat a Diviziei A. Slătinencele s-au impus ieri cu scorul de 27-21 pe terenul formației Universitatea Constantin Brâncuș Târgu Jiu și pot visa la promovarea în Liga Națională. Cu această victorie, care nu s-a conturat ușor, CSM s-a distanțat la 5 puncte de a doua clasată, Mureșul Târgu Mureș, echipă ce nu va evolua în această etapă. Suntem foarte bucuroși de această victorie. De fapt, obiectivul este îndeplinit, cele 3 puncte au venit la Slatina. Rămânem în fruntea clasamentului, dar să știți că Târgu Jiu și-a vândut greu pielea la pauză 13-11 pentru noi. Meciul de la Târgu Jiu a adus accidentarea unei jucătoare importante pentru formația Clubului Sportiv Municipal, Ana Maria Hamciuc. Dacă nu va fi recuperată până săptămâna viitoare, la ora partidei cu Mureșul Târgu Mureș, pivotul slătinencelor ar fi o absență greu de suplinit. Nu știm încă care este situația cu sportiva Hamciuc, dar dacă va fi grav, va fi o mare pierdere pentru jocul care abia urmează, cel mai important, cel cu Târgu Mureș. A suferit, e întorsă la genunchi, nu știm încă care este situația, o să aflăm în zilele următoare. 15 victorii, 2 înfrângeri și 45 de puncte acumulate reprezintă linia de clasament a celor de la CSM Slatina cu 4 etape înaintea finalului de sezon în Divizia A.